În plină pandemie de coronavirus, fiecare dintre noi am dorit să aflăm care este gradul de imunitate al propriului organism, aflat în situația de a lupta împotriva unui virus parșiv, care a secerat mii de vieți pe întregul mapamond. Ne-am adresat unui specialist, biochimista Ana Maria Savu, specialist în imunochimie serologie, în cadrul laboratorului Medirom, care a explicat pentru telespectatorii CNS ce este un anticorp și care este rolul lui în apărarea de îmbolnăviri a corpului uman. Un anticorp este o componentă proteică a sistemului imunitar care circulă în sânge, recunoaște substanțele străine, precum bacteriile sau virusurile, în situația de față, cum ar fi virusul SARS-CoV-2 sau COVID-19, și le neutralizează. De asemenea, după expunerea la o substanță străină numit antigen, anticorpii continuă să circule în sânge, oferind protecție împotriva expunerilor viitoare la acel antigen, eventual reîmbolnăviri cu virusuri sau alte bacterii. Testele serologice sunt folosite pentru diagnosticarea răspunsului imun la infecția cu COVID-19. Aici facem referire la testele rapide, gen teste rapide cu fracțiunile IgM și IgG, iar acest test îți arată dacă ai fost infectat cu noul coronavirus sau și dacă ai dezvoltat anticorp pentru COVID-19. Pentru a afla dacă ești contagios, este necesară completarea testelor serologice cu referire la anticorpii, dacă i-ai dobândit sau nu ai dobândit de SARS-CoV-2, cu testul RT-PCR, care poate diagnostica infecția activă a virusului. Prin acest test se prelevează prove provenite din tractul respirator superior, exudat nazofaringian și faringian, iar din aceste probe se realizează apoi identificarea virală prin metoda RT-PCR. Pentru prelevarea acestor teste realizate în laboratoarele de analize medicale, un pacient are nevoie de recomandare de la medicul de familie sau de la medicul specialist. Testele PCR se fac pentru a vedea dacă o persoană a fost sau nu infectată cu SARS-CoV-2 și în condițiile în care pacientul este asimptomatic. O altă situație este aceea în care testele se fac la cerere pentru călătoriile în străinătate, în țări care nu permit intrarea turiștilor decât cu un test COVID negativ. Testul PCR se poate face și cu recomandarea medicului specialist sau medicului de familie în cazul în care a intrat în contact cu o persoană infectată și vrea să se verifice dacă cumva a luat acel virus. Testul PCR se face pentru a diagnostica diferențiat o eventuală simptomatologie respiratorie, eventual o febră, o tuse, o durere în gât care nu îi dă pace și să verifice dacă cumva a contaminat virusul. Pentru a putea călători în alte țări care solicită un test PCR negativ, iar cel mai probabil și nu în ultimul rând, pentru confortul și pentru liniștea fiecăruia dintre noi, pentru a înlătura orice suspiciune că ar putea avea acest virus care ne dă bătăi de cap. Anticorpii detectați prin testul serologic arată și dacă o persoană care nu prezintă niciun fel de simptome de boală a intrat sau nu în contact cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2. Anticorpii IgM permit evidențierea infecțiilor acute, având un interval de latență de minim 7 zile de la debutul simptomatologiei de coronavirus, la fel ca și anticorpii IgG. Realizarea fiecăruia dintre cele două teste se face la laboratorul Medirom, contra cost, la tariful de 15 lei. Testele antigen pot fi făcute și de către persoanele care s-au vindecat anticovid, fie după prima doză, fie după a doua doză, ținând cont de faptul că gradul de acumulare a anticorpilor diferă de la o persoană la alta.